Doamnelor și domnilor, vă zic bun găsit la o nouă emisiune din ciclul În vizorul cetățeanului. Astăzi vom discuta despre noțiunea cuvântului decizie, cine este împuternicit de a lua decizii, unde se iau deciziile și de către cine. Decizie, hotărâre luată în urma examinării unei probleme, a unei situații, soluția adoptată dintre mai multe posibile, rezoluție, hotărâre luată de un organ al administrației de stat sau de un organ de jurisdicție. Aceasta este explicația dată de dicționarul explicativ al limbii române. Cine este în drept să ia o decizie? Orice organ de conducere din orice domenii. Deciziile se iau în urma discuțiilor unor probleme în cadrul diferitor adunări, întruniri, ședințe. Directorii și managerii anumitor instituții sunt în drept să iau decizii. Consilierii din consiliile locale și raionale iau deciziile. Consilierii locali iau decizii la nivel de localitate. Consilierii raionali iau decizii la nivel de raion. Astăzi vreau să vă prezint trei consilieri raionali din raionul Glodeni, care la rândul lor participă la luarea deciziilor. Ilie Calistro este un tânăr antreprenor și un tânăr consilier care vine din localitatea Ciuciulea. Ce l-a motivat pe acest tânăr să devină consilier, vom afla chiar de la el. Sunt Ilie Calistro, născut în satul Ciuciulea, anul 1974. După absolvirea școlii medii Ciuciulea, am făcut studiile la Universitatea Agrară, anii 92-97. După anii 97 m-am angajat la Academia de Știință. Știți că în calitate, în cea mai mică calitate de cum era în acele timpuri pentru tineri, am activat practic 2 ani la Academia de Știință, dar situația financiară și din acele timpuri, anii 98, ne-a făcut să ne schimbăm poziția, am trecut în business. Din 2000 sunt căsătorit și ne ocupăm cu antreprenorat. La moment activez în calitate de șef fermă de păsări Serele Agrimonia, satul Dușman. Ce ne-a făcut să devenim consilier raional? Pentru că cred că dorim mai mult să schimbăm viziunea oamenilor spre politică. La noi primit mai mulți oameni cu experiență să activeze, dar acești tineri mai tineri ca al de noi sunt lăsați în umbră. Am încercat, am reușit, am activat un mandat în Consiliul Local, Ciuciulea. Acum sunt la 2-lea mandat, sunt consilier raional în lista Partidului Liberal Democrat. Și aș vrea să mă axez pe propunerea domnului președinte raionului, domnul Țărgrațiu, care spune că a dat o propunere la un consiliu anterior ca să consilierii raionali să li se acorde, adică se recomandă să li se acorde un spațiu în primării ca populația să vină la ei cu întrebări, să nu fie nevoia de a ajunge la raion. Adică să facem, să fim niște mesageri ai președintelui, niște mesageri ai poporului, că problemele societății, care ele sunt foarte multe și apar pe zi ce trece, să ajungă nemijlocit la Consiliul Raional și președintele împreună cu Consiliul se poate soluționa aceste probleme. Care sunt problemele care dumneavoastră le-ați luat așa în vizor și doriți să le soluționați? Probleme, am mai spus, sunt foarte multe și apar pe zi ce trece, dar cred că cele mai stringente care le-am văzut și în Consiliul Local au fost drumurile de o calitate foarte rea. Ceva s-a mai redresat în privința problemei drumurilor, dar mai este mult de lucrat. Suntem o zonă transfrontalieră unde Uniunea Europeană ne acordă foarte mulți bani pentru a putea să ne apropiem de ei, de ce n-am face-o? Păi da, unde se duc banii atunci? Problema e că banii donați ajung pe destinație, dar mulți bani vin prin proiecte. Corect. Și ca să putem absorbe acești bani, este nevoie de a scrie proiecte, de a ne implica activ. Cine se implice? Persoanele tineri, tineretul, e plecat peste hotare. Am participat foarte recent la un seminar cu aleșii locali, aleșii raionali. Seminar foarte util și se recomandă. Și în cadrul raionului s-au făcut astfel de seminare. Lucrăm spre asta, credem că să schimbăm ceva spre bine. Deci, vedeți totuși undeva o cale de soluționare a problemelor? Unde ar fi ea?
Numai decât în nemijlocit în scrierea proiectelor sau și în altceva. Deschiderea locurilor noi de lucru pentru tineret, crearea de condiții, de salariile mici, asta își fac ca tineretul să emigreze, să rămânem la ceea ce rămânem. Cu... Păi dacă avem așa salarii mici, credeți că tineretul o să rămână aici pe loc? Având familie, având vrând case, vrând... Având o guvernare democratică, eu aș vrea să spun că oamenii trebuie să creadă. Avem susținerea Uniunii Europene, avem susținerea țărilor învecinate. Sădind o livadă, nu dă rod într-un an, doi. De aceea mulți cred că venind la putere democrație vor rupe și vor face o schimbare brusc. Nu se poate. Este nevoie de timp, este nevoie de democrație, este de rezolvat pe cale democratică și eu sper, cu ajutorul guvernării democratice, cu ajutorul, vedeți că schimbările au fost, eu cred că se va ajunge la o rezolvare pozitivă și spre binele oamenilor, spre binele cetățenilor. În ce comisie sunteți dumneavoastră în Consiliul Raional? Activez în Comisia de Consultativă de Drept și Etică. Probleme majore, probleme de interes general, probleme care ce ține de drept, de etică, de... Uh-huh. Se discută în cadrul comisiilor și absolut toate în problemele care apar la Consiliu, dar... Aveți un timp scurt de când sunteți consilier raional. Ați fost consilier local, ați zis că aveți și acum a doilea mandat. Ce probleme ați reușit să soluționați în localitatea dumneavoastră? Fiind la primul mandat în Consiliul Local, cineva ne privea așa straniu, că eram tineri. Eram prea tineri în viziunea lor, dar noi am schimbat viziunea asta în Ciuciulea. Eu m-am implicat foarte mult împreună cu, am organizat împreună cu părinții, am amenajat grădinița numărul 2 din satul Ciuciulea. Adică am fost un inițiator. Ați făcut proiectul, ați avut finanțatori? Nu, am avut finanțatori, am avut finanțatori bugetul local și contribuția părinților. Dar astăzi grădinița nu mai este aceea care era la 4-5 ani în urmă. A fost premiată în Consiliul Raional trecut ca cea mai amenajată grădiniță în anul 2010 din raion. Și cred că este într-o oarecare măsură și meritul celui care a îndrăznit să organizeze. Am amenajat în liceul teoretic din bani proprii și banii soții, salariul soții, ea activează ca profesoară de biologie. Am amenajat cabinetul de biologie în liceul teoretic, ceea ce nu a mai fost până acum. Și sunt bucuros, cred că sunt bucuroși liceienii când intră în acest cabinet și văd așa o schimbare. Am încercat împreună cu Consiliul, cu primăria, am dat inițiativa de a începe redresarea drumurilor în sat, ceea ce s-a luat ca un lucru pozitiv și s-a efectuat ceva schimbări. Și am mai făcut donații mici din salariu, mă rog. Gheorghe Lungu este un consilier cu experiență, fost ministru al agriculturii din Republica Moldova. În prezent activează în domeniul agriculturii în comuna Cuhnești. Mai multe detalii despre dumnealui aflăm în continuare. Am absolvit Institutul Agricol, cum era pe timpul se numea. Uh-huh. Am activat în diferite funcții, începând cu agronom șef și la moment activez administrator la societatea Cuha Agro Est din satul Cuhnești. Ce m-a făcut să accept sau să inițiez participarea la aceste alegeri ca consilier, de fapt este o necesitate pentru orice om care dorește să promoveze anumite concepții și să susțină anumite activități bune ale autorităților în societate.
fiindcă este posibilitatea să te expui, mai des este posibilitatea să susții unele inițiative a cetățenilor și mai mult ca atât ai și posibilitatea să înaintezi niște propuneri formulate în mod respectiv ca să fie acceptate de colegi. Care sunt problemele? Ce doriți să le soluționați în calitate de consilier raional? Eu aș schimba puțin viziunea sau aș încerca să schimb viziunea alegătorilor când se gândesc că un consilier poate mult schimba participând în componența unui organ, fie la nivel local, fie la nivel regional. Este important ca noi să susținem activitățile utile ale organelor executive și să fim un filtru în calea unor posibile intenții, inițiative neutile pentru societate sau de a cheltui irațional banii publici. Deci în acest context eu consider că cel mai important este, indiferent de cine se află în fruntea raionului, de a-i susține atunci când ei vor să facă bine și când fac ceva util pentru raion. În acest context se asigură stabilitate, fiindcă doar stabilitatea poate să garanteze o anumită dezvoltare. Toate zigzagurile politice, în dependență de ce partid vine la putere, ele dăunează societății și dăunează și acestor partide și oamenilor care reprezintă aceste partide. Și dacă ar fi să confirm ce am spus mai sus prin anumite argumente, aș vorbi despre aceea că în componența Consiliului actual avem o gamă de partide, o parte din ele s-au unit în coaliție, în alianță, putem să le numim și într-un fel și în alta. Și mă bucur faptul că în ultimele ședințe, deja majoritatea consilierilor, indiferent de apartenența de partid, susțin inițiativele pozitive ale executivului raionului. Cred că dacă noi vom obține așa situație și pe viitor, avem șanse de a ne dezvolta prin acei vor fi accesați bani din diferite fonduri, inclusiv fonduri regionale, europene, fonduri naționale, inclusiv cel ecologic, fondul de investiții sociale. Și noi este normal ca să susținem aceste inițiative și să le redăm o legitimitate prin adoptarea anumitor decizii pentru a le susține. Cum vedeți calea soluționării problemelor pe care ați vorbit de schimbare, de schimbarea diferitor viziuni? Cum vedeți calea soluționării acestor schimbări? De fapt, calea asta o văd eu